Salutare oameni buni și bine v-am găsit aici la un nou episod din Forza Horizon 4. Înainte să începem episodul de azi, vreau să fac o reacție la Forza Horizon 5, s-au anunțat oficial în sfârșit. La E3 am primit și un release date și hai să dăm drumul să vedem trailerul și după aia să vedem și puțin gameplay, să comentez și eu peste, să-mi spun părerea mea despre ce am văzut până acum. Da, aparent zvonurile au fost adevărate, acțiunea se va întâmpla în Mexic. Puțină muzică. Mamă, ce peisaje. Poartă foarte bine florile astea mici, lol. Mamă, și rocile astea. Merge să ai e-performance. Ia vezi, s-a lăsat și suspensia mai jos când a făcut asta. Oh. Piatră cubică, lol. De când am mai văzut piatră cubică? Bronco, Jeep Bronco. Deci... asta pare să fie un sat din... după hartă. Puțin off-road. Mamă, puțin mai mult off-road. Ați văzut ce era în spate de drumuri? Uite și stradă, și ploaie, și... mamă, ce bine arată. Cascadă. Aaa, mișto, mișto, mișto. Așa, Porsche electric, iară. Deci ne arată și ne arată cam toate categoriile de clase care le vom putea juca. Asta ni se arată acum. Ceea ce e ok. Uite și dune de nisip, mașini speciale pentru așa ceva. Ce mișto se mișcă astea. O furtună de nisip, au început să avem evenimente stil Battlefield. Haha. Ok, ok. Remac C2, care am făcut video pe Project Cars. Bine, există oficial și în Forza. Frumos, frumos, frumos. N-am ce aici. Bun, și când se lansează până la urmă? 9 octombrie, Windows 10 PC. Forță. Bun, să trecem la trailerul de gameplay. Așa. Acum, ce când... Jeep Bronco sau Land Rover? Ce ăsta? Defender, e un Land Rover Defender, ok. Fizica pare puțin schimbată la off-road. Faze că nu știu cum e tunată mașina asta, ca să mă exprim mai bine, să zic așa. Deci suntem în jungla mexicană. Arată foarte bine texturile. Și la pământ și cum sar pietre și... Flamingos. Pyramid of Magician. Ah, fără fața ta, te rog. Da, arată foarte fotografic când stai așa static și te uiți. Și când după aia pleacă o mașină, știi, out of nowhere. Foarte mișto tranziția, mi-a plăcut foarte mult cum am uitat la gameplay prima oară. Bun, și văd că clar avem și străzi. Na, nu am văzut harta de sus încă. Nu cred că o să o arate momentan. Și nu știu câte străzi sunt, am văzut foarte mult off-road, să zic așa, foarte mult pământ și zone de off-road. Ia uite și pe asta. Mamă, ce zboară pe aici. Uite, gen, fix mașina asta, n-are ce să caute pe genul ăsta de pământ. Vedeți cum face driftul, că nu se chine să prindă taxiul, ci că dă don, ce număr de matricare avea. Drăguț. Bla bla bla, nu ne interesează atât de tare. Nu se oprește nimeni cu mașina să uită la alea decât dacă te plimbi cu limuzina, poate, să fim realiști. Mai departe. Arată foarte bine așa când e static. Aici e filmat cu drona, cu HUD-ul ascuns, cum filmez de obicei când încep video, știi? E un pic schimbată fizica. Nu mult. Suficient cât să fie off-road-ul mai decent, să nu ți-o uite și zona de drift. Aaa, frumos, coborăm pe munte cu zona de drift. Ce-i aia? Ce-i domul ăla? Deci avem râu, ceva aici, mare oraș aici, cred. Ce mare munte, zona de drift, care, slavă Domnului, nu va trebui să mai fie DLC. Hihi. Deci asta este unul din orașe, nu știu câte orașe sunt încă, nu m-am lămurit, dar
Stephen has a sprawling network of tunnels. And these twisting overlapping streets mean that as well as looking good, it plays okay. As we see here, versus Horizon's open world battle royale. Faci drift cu traction control activat. Rușine! Rușine, lasă-ne în pace. Arată ca un mare upgrade la Forza Horizon 4, doar harta diferă și niște mașini noi. Vezi că sunt foarte multe chestii din Forza Horizon 4 importate, să zic așa, adică mi se pare că nu au lucrat foarte mult la ele. Nu știu dacă e un engine 100% nou, sau engine vechi actualizat. Motion blur-ul ăsta este odios. Așa. Și aici off-road. Aoleu, am crezut că lovește pe ăla. Uite-l pe ăla, a făcut flip, nu pot să cred. Și-a căzut pe roți. Wow. Ce e asta? Academie. Ah, lol, poți să calci lama, ce Caterinca. Ce Caterinca. Asta e Chaos. E un nou mod de joc. Mă așteptam să bagi chestia astea. Asta cum sunt playground-urile acum la Forza Horizon 4. Și mai este această arenă care... tot ca playground, e numai că e o arenă. Ah, cred că asta am văzut eu acolo pe sus, pe undeva pe aici, când a sărit cu mașina. Aici. Pe aici pe undeva a sărit cu mașina și s-a văzut stadionul ăsta. Înțeles. Ok. Bă, jocul arată bine, abia aștept să apară. Aștept să văd harta, nu vreau să-mi dau cu părerea despre harta produsă de Mexic, că n-am văzut harta de sus și oricum, și dacă văd harta de sus, nu-mi dau seama cât de mult asfalt e versus cât de mult pământ e. Multă lume s-a plâns că e un nou Dirt Rally, eu nu vreau să fac asta, dar hai să trecem la joc. Și ne-am mutat în joc, astăzi vom conduce această bijuterie. Totuși, jocul ăsta încă arată foarte bine pentru cât de vechi e. Au făcut o treabă foarte bună. Și asta puteți să o cumpărați acum la Forza Shop. Hai să vă arăt ce mai puteți să cumpărați la Forza Shop, în afară de mașinuța asta. Și după aceea să vorbim mai mult despre această mașinuță. Oleo, stai așa. Deci, am uitat să fac asta. Atât. Playlist. Deci, de la Forza Shop am zis de aici, 812 Superfast Ferrari din 2017 și Bugatti Divo. Dacă ați ratat oportunitatea să luați, puteți să luați. Am făcut deja un video anterior cu asta. Aici aveți mașină legendară, un Ford Focus, Hoonigan Focus, un Ford XB Falcon neinteresant, un Hoonigan Bronco, un Pontiac din 73 și un Volkswagen Ghia care am făcut video. Bun. Să trecem la această bijuterie. Păcat că ninge. Că se murdărește mașina și e așa frumoasă, curată. Să mergem pe autostradă, că acolo e locul ei. O să concep până acolo și o să facem o liniuță. Nu o să fie un episod lung, că deja... mai mult am vrut să vă arăt părerea mea despre Forza, să zic așa, să vă prezint. Și să vă arăt mașinuța asta. Am mai făcut un video, cred că dedicat pe ea, nu sunt sigur. Mașină foarte bună. Nu virează atât de bine pe când mi-aș dori, dar e mașină foarte bună de sprint. Pentru că are un top speed foarte bun și acționează foarte linear, să zic așa. Și chestia asta mă ajută destul de tare pe viraje. După cum puteți observa. Uite, 360, frână. Talpă și all-wheel drive. Îmi place și cum sună motorul și evacuarea, chiar a făcut o treabă bună. Nu știu, și mașina, și Ferrari asta parcă e puțin diferit față de cealaltă, e ceva nou, să zic așa, sau mi se pare mie, nu știu. A, așa, bun. Stânga. Bun. Aproape am ajuns la autostradă. Tot
Arată frumos și turbina la mașina asta, n-am ce. Dar, despre Forza. Am văzut că nu se mai numește Ultimate Edition în shop. Se numește Premium Edition, parcă. Și mi se pare ciudat. Parcă Battlefield avea denumirile astea. Ei aveau mereu Ultimate Edition. Nu știu de ce s-au gândit să schimbe spun Premium Edition. Ai singura care merită pentru că include în DLC-ul oferta dată la 99 de euro. Include cărțile noi care o să le bage în DLC-urile ce urmează să vină, știi? Îți bagă și Wheelspin, îți bagă și bonusurile alea din care scoți mulți bani. Pentru chestia asta merită. Deci o să ai bani în joc, nu o să duci lipsa. Așa am avut și eu la acest model de Forza, Forza Ultimate. Cât de bine arată. Ce bine arată în tunel. Așa, așa. Virează, așa. Și n-are treapta 7, surpriză. Dar prinde 425, adică despre ce vorbim aici? 430 și ceva. 433 este limita. Bun, cam atât despre video de azi. Am vrut să vă arăt Horizon 5 decât Horizon 4, dar pentru cei interesați, cam asta puteți să obțineți momentan. Asta a fost video de azi, sper că v-a plăcut și până la următoare. La revedere! Pa, pa!